Vă salut, dragii mei! Bun venit la canal Frumuseții Vârste Elegante! Numai ce am venit de afară și este răcoare. La noi 2 zile nu a fost căldură, că s-a spart o țeavă și acum chiar vin și iată, de bea au dat și încă nu s-a încălzit în casă. Dar sper să mă încălzesc un pic. Mi-am infuziat un ceai din Cinfăi, de la compania Green World, un ceai care ne protejează plămânii, fiindcă acum suntem în perioada rece și să avem grijă de plămânii noștri. Dar tema de astăzi nu e despre ceai și nu e despre profilaxia bolilor respiratorii, dar despre produsele din turmalină. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos și colaborez cu compania Green World deja al 6-lea an. Și mă bucur pentru produsele care fac bine pentru sănătatea noastră. Produsele care ne mențin sănătatea, produse naturale de menținerea sănătății. Mulți dintre voi m-ați întrebat despre pieptele din turmalină, vesta din turmalină, aplicatorul la genunchi din turmalină, mănușițele și vreau să vă arăt ce produse eu am de la companie și acum în perioada rece mă folosesc de ele. Dar am filmulețe care le-am publicat undeva 2 ani în urmă, probabil. Filmulețele publicate despre turmalină le voi atașa în descriere. Dar astăzi se fac așa ca o totalizare a produselor care eu le folosesc. Printre altele, cei care mă urmăresc și își doresc, care m-au întrebat, mai mult sunt din România și vreau să vă zic că și la voi este oficiul companiei în Fălticeni. Și dacă vă doriți să vă fiu îndrumător, cu mare drag. Și dacă doriți. Dar să începem, o să încep cu că ceaiul l-am preparat din Cinfăi, v-am zis, dar cu apă filtrată cu filtrul din turmalină. Iată aici vedeți un filtru din turmalină. Aici filtrul mai măricel, sunt două filtre care sunt în ambalaje câte două, cam așa arată acest filtru. Și puteți folosi 5, 10, 20 până la 50 de litri de apă pentru a filtra la nivelul energetic. Dar nu am început să vă povestesc ce este turmalina. Turmalina este un mineral semiprețios. Nanotehnologiile permit ca să folosim acest mineral prețios în țesături și să le folosim pentru sănătatea omului. Turmalina la atingerea cu corpul emană căldură, creează în jur, la nivelul țesutului, un câmp magnetic, un câmp electric, emană raze ultraviolete, care putem spune că putem să le folosim la domiciliu ca electroforeză la domiciliu. Și dați să începem cu produsele, să nu vorbesc prea mult. Chiar o să încep cu eșarfa aceasta, care este din turmalină și puteți să o folosiți și în timp de iarnă, căci menține căldura în zona reginei feminine, glanda tiroidă. Și să vedeți ce este frumușică. Uitați-vă ce frumoasă este, ce, nu știu dacă se vede, e foarte originală și ține cald, chiar ține așa o căldură ca o pernuță în jurul gâtului. E ceva frumos, ceva feminin, ca o bijuterie. Sunt și bijuterii din turmalină, desigur că, dar o să încep cu pieptele din turmalină. Ați văzut filmulețul, mulți dintre voi, cu acest pieptene din turmalină care putem face masaj în mai multe, la degețele puteți să faceți masaj, la articulații, la zona cervicală, masajul podoabei capilare pentru stimularea creșterii părului. E ceva fenomenal și chiar dacă îl țineți în mânuță, el se încălzește. Dar masajul la tâmple e ceva uimitor în cazul când avem dureri de cap, amețeli, când suntem stresați. E minunat, dar la fel vă atașez filmulețul. În atașament găsiți cum cu acest pieptene înlăturăm ridurile de pe frunte. Aplicatorul pentru gât.
Acest aplicator cu magneței și cu turmalină se aplică în zona cervicală. La fel puteți să-l folosiți ca un decor foarte original și frumos. Ne ține căldură, ne relaxează zona cervicală. Înainte de a aplica aplicatorul pe, și în genere înainte de a aplica produsele cu turmalină în zona cu probleme, udați un pic aplicatorul sau udați pielea pentru o mai bună acțiune. Pentru a activa produsele din turmalină, le puteți ține la soare sau pe baterie la călduți și ele se activează și puterea și energia acestui mineral se menține veșnică. Este unicul mineral care nu-și pierde puterea lui energetică. Mai departe, ce avem noi? Mai departe, am aici brâul din turmalină. Eu am scos partea aceasta care o aplic. Iată așa este brâul. Cu brâuleț n-am făcut filmuleț. Brâul cam așa de mare. Îl putem înfășura în jurul spatelui. Ca să vedeți. Iată așa iau, se aplică. Îl pun așa în ușă. Dar dacă vreți, îl puteți ține la spate. Vedeți cum arată. Iată aici e partea cu turmalină, dar partea cealaltă este cu magneți. Și eu îl scot de aici. Îl scot. Eu îl aplic la spate și dorm cu el toată noaptea, pe partea cu magniți. Și plapuma din turmalină, în perioada rece te îmbelești cu ea și îți creează un confort nemaipomenit de plăcut. Mergem mai departe. Am uitat de masca din turmalină. Masca pentru ochi din turmalină. Dacă sunteți obosiți, dacă aveți edeme sub pleoape, dacă aveți ciarcăne sub pleoape, dacă vă doare capul, este minunat. Și să aveți un somn liniștit, este foarte, foarte plăcută această mască. La fel din turmalină și are, iată, beluțe din magnet. Găsiți și în filmuleți mai multe detalii. Despre turmalină am scris și în vlogul meu, Frumusețea vârstei elegante, găsiți și acolo multă informație. Mergem mai departe și mănușile din turmalină, pentru cei care în viață acum le-am procurat. Iată așa arată. Și pentru cei care mânuțele sunt reci, eu foarte mult lucrez cu mâinile și mi le protejez. De ce aceste mănușițe îmi ajută să-mi relaxez mâinile, să mi le încălzesc, să-mi stimulez circulația sângelui. Le țin undeva și 20 de minute și uneori și 10 și 20 de minute. De fapt, am încercat să... Până simțiți că se încălzesc mâinile, mai ales pentru cei persoane care înghează la mâini, este ceva frumos. Am aici și aplicator pentru călcâie. Aplicatorul pentru călcâie, la fel, avem un filmuleț. Iată, este cam așa, din ambele părți turmalină. Aici are, la fel, beluțe cu din magnet. Și să vă arăt cum se îmbracă. Să mă iertați dacă ceva, dar este ceva foarte frumos, pentru că la fel, iată cam așa, să vă uitați, iată cam așa, o să vedeți filmulețul, iată l-am îmbrăcat, îl vedeți, pentru cei care au artrite, pentru cei care au dureri în picioare, obosesc, edeme, e ceva minunat. Eu foarte mult merg, știți că merg la sport, fac sport, dansez. Și mi-ajută foarte mult. Mi-aplic aplicatoarele, dic piciorul în sus și îmi calmez. Este minunat. Este minunat. Și mai departe, ce avem?
Avem șosețele din turmalină. O pereche mai am, nu știu unde se usucă, probabil le-am spălat. Acestea sunt cu efect de masaj. Iată așa, vedeți semnul yin-yang. Se îmbracă și foarte comod și sunt foarte plăcute. Aici unde avem toate punctele vitale ale organelor noastre. Și se îmbracă, mi-aș plăcere și chiar te simți așa în sânul lui Dumnezeu. Și tălpicii. Dați să vă arăt cum îmi pun eu tălpici în cizme. Iată aici am tălpici. Măcar că cizmele mele sunt din plană naturală, la tălpici ele nu sunt chiar noi, și ca să-mi protejeze și să-mi fie cald ca în pâslă, iată tălpici de culoare oranj, acolo sunt, dar mi-am luat o pereche pentru alte cizme. Iată cam așa. Cei care mă urmăresc pe Instagram ați văzut acești tălpici că i-am publicat. Și la fel încălziți pentru cei care chiar știu protecție, pentru ca să ne fie cald la talpă, e ceva minunat. Dacă vă îngheață picioarele, dacă aveți probleme cu articulațiile, poliartrită, artrită, artroză, e ceva minunat. Și desigur că vesta aceasta din turmalină, care la fel o să vedeți filmulețul, pe mine e cam măricică, așa ea, dar să vă arăt ce e minunăție are. Este și din turmalină, în zona cervicală, vedeți cum în zona cervicală și la umeri, este toată din turmalină aici, te încălzește. Și mai are aici la nivelul toracic magneției, dar în partea aceasta să vă arăt, iată, vedeți, un magnet, o piatră foarte, foarte mare, iată aici la fel din turmalină, o bucățică de turmalină și te îmbraci și te ajută la relaxarea spatelui, la zona cervicală, la zona lombară și te îmbraci și ți-e cald, te relaxezi, antistres. Turmalina ne ajută să ne simțim bine, să înaintăm în vârstă, frumos și elegant, cu dorința de a trăi, cu dorința de a activa. Dacă cineva din voi folosește produse din turmalină, vă rog scrieți în comentarii ce efecte aveți, dacă vă place turmalina și în genere ce părere aveți la subiectul dat. Eu vă îmbrățișez, vă iubesc și ne întâlnim la alte filmulețe.